Din cauza condițiilor meteo nefavorabile de noaptea trecută, pe teritoriul Republicii Moldova s-au produs 4 accidente rutiere soldate cu 2 morți și 9 persoane traumatizate. Circulația a fost dificilă și la Bălți. 25 de persoane au ajuns la spital după ce au alunecat pe gheață. E ca așa încetșor. Ne stărâim să nu mergem repede, să chicăm jos. Trotuar nic nu-i pus în sip. Dacă aș fi fost trotuarele bine, pe eu nu mergem pe la mijlocul drumului, că chiar am eu, e schișă un om. Могли бы, конечно, побольше позаботиться о нас, вовремя выйти, насыпать побольше песка. Люди в ужасе, что это, не могут добраться ни до работы, ни выйти никуда, пенсионерам особенно. Мне кажется, они что-то не доделывают у нас. Очень тяжело, и вот еще тротуары не посыпали, тут во дворах не посыпали. De cealaltă parte, reprezentanții întreprinderii municipale, Direcția Reparației și Construcției Drumuri Bălți, susțin că au început lucrările încă ieri. De la orele 8 seara, când au început a înghița partea carosabilă, a început a ieși tehnica, s-au presurat drumurile principale în oraș, în jur la 80 de tone de sare curată. Am folosit și până dimineață și de dimineață am început a presura drumurile secundare, deam cu material antiderapant. Și lucrările merg și la moment, dacă puteți să vedeți că mașina se încarcă, se lucrează mai departe. Din cauza poleiului, mai mulți șoferi au renunțat la mașini și au ales să circule cu transportul public. Тяжело. Утром выезжал, вот возле магазина припарковался, не мог выехать оттуда. Вот просто на месте вот ехал. И, то есть примерно настолько. То есть хочешь куда-то в горку выехать, но стоишь. На данный момент очень заледено все. И я не знаю, как бы в городе, может быть, и ездят машины. Но междудворовые дороги, вы сами прекрасно видите, что происходит. Я вот сейчас буду выезжать, я не знаю, как сейчас буду выезжать. Так что... Хотелось бы лучше, чтобы работали службы. 25 de bălțeni au ajuns la spital cu diferite traumatisme. În prima jumătate a zilei de 13 ianuarie 2023, în departamentul primir urgente din cadrul Spitalului Clinic Bălți, s-au adresat 25 de pacienți, dintre care 19 adulți și 6 copii, care au suportat diferite traumatisme din cauza ghetușului format. Toți pacienții au primit îngrijirile medicale cuvenite. Totodată, ieri noaptea, mai multe ambulanțe din țară au rămas blocate. În ajutor le-au venit angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Primele cazuri au fost înregistrate în raioanele Hâncești, Florești, Ștefan Vodă, dar și în municipiul Chișinău.